situația în statul ăsta e la zero, nu avem separatiști, nu avem bandiți în țara asta, singurii cei răi sunt haibarhiști, niște cetățeni liberi, care vor să-și exprime părerea. Și eu o fac legal. Dacă o să-mi ia cu forța de aici, e clar, e un stat antidemocratic, deloc european, e contraindicat să ia astfel de Moldova în Europa, și e un stat totalitar. Oameni buni, mâna pe pașapoarte și emigrați de aici cu toții și nu-i mai hrăniți pentru că bandiți. E un stat politienist, e împotriva cetățenilor. Dacă o să fie reprimat acest proces cu violență, o să răspundă în fața instanțelor europene. Dreptul nostru e să ieșim în stradă. Avem și astea cu teritoare. Vreau să-l țin în sus, să vadă domnul Dinu. Ban! Polițienesc! O milițienesc în care sunt oprimați cetățeni, sunt încălcate drepturile omului. Eu mă port cum vreau, sunt un cetățean liber. Hai să vedem cum te porți. Te-ai mai purtat odată pe 25 februarie și o să răspund pe ce în față. O să răspund în fața legii. Eu sunt liber să vorbesc cum vreau. Pentru felul de a vorbi needucat cu polițiștii nu există lege. Să vedem ce lege o să aplicați. O să vă faceți iar de râs în instanță. Pară, o să desfințeze poliția și securitatea. Un astfel de stat nu are nevoie de atâta lume angajată în poliție și securitate, nici măcar de armată. Faceți ochii mari
ca să știți ce se întâmplă. Să nu dormiți și să credeți că sunteți oameni liberi într-un stat democratic. E o minciună, e un stat totalitar, milițienien. Drepturile omului se încalcă în fiecare zi, în fiecare dimineață. Oameni buni protestați. Cereți organismelor internaționale să vă apere. Puteți să emigrați chiar acum. Uitați-vă cum se încalcă drepturile omului. Suntem niște cetățeni liberi. Filmați-vă, vă rog. Mai voi cum nimeni nu o să vadă pelicula asta. Păcat că avem presă la pământ, aproape inexistentă. Numai poliția filmează evenimente din țara asta. Rușine să ne fie. Și eu mă comport liber, așa se comportă cetățeanul liber.